Cosmin Contra primește o veste șoc înaintea primelor meciuri din 2018. Bogdan Stancu și-a anunțat retragerea de la națională. Atacantului Bursaspor are și un motiv, vârsta, care vine la pachet cu un randament fizic mai scăzut. În vârstă de 30 de ani, Stancu a evoluat ultima dată pentru tricolori în luna septembrie, în eșecul din Muntenegru, scor 0-1. Ultimul gol l-a reușit pe 13 iunie 2017 într-un amical cu Chile, pe care tricolorii l-au câștigat cu 3-2. Fostul stelist a debutat la prima reprezentativă în 2010, având 52 de apariții și 14 goluri. Cel mai important moment al său la națională rămâne Euro 2016, unde a marcat în poarta Franței și a Elveției. Până să-și anunțe retragerea, Stancu era cel mai bun marcator în activitatea al selecționatei de seniori. Golgheterul all-time este Gheorghe Hagi, la egalitate cu Adrian Mutu, ambii cu câte 35 de reușite.